Doctorii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean s-au confruntat în anii trecuți cu un fenomen în privința cazurilor de tineri aduși în stare critică după ce au consumat droguri. De pildă, în 2015 au fost 52 de prezentări. În 2016 însă s-a semnalat o scădere a numărului de pacienți sub influența etnobotanicelor sau altor droguri. În anul 2016, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean s-au prezentat 33 de persoane care au consumat substanțe etnobotanice. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. La fiecare caz de acest gen, medicii și asistentele de la UPU îi sfătuiesc pe tineri să meargă la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Aici ei sunt incluși într-un program de consiliere psihologică. Din păcate, puțini apelează la serviciile specialiștilor. Doar un număr de 4 persoane au apelat la serviciile noastre. Sunt și în continuare în supraveghere și în programul de evaluare. Noi ne dorim foarte mult să informăm cu privire la riscurile consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive, cele etnobotanice, pentru că aici despre asta vorbim, preponderent în Buzău acesta este problema, consumul de substanțe psihoactive. Imediat după ar urma consumul de cannabis. De asemenea, odată semnalate autorităților competente, o parte dintre cazurile ajunse la UPU au constituit baza destructurării unor rețele de traficanți de droguri.